Zisa Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să o osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Cel ce crede în El nu se osândește, iar cel ce nu crede a și fost osândit pentru că nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar această osândă este pentru că a venit lumina în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, fiindcă faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca să nu se vădească faptele lui. Dar cine lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate că faptele lui sunt săvârșite în Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat. În toată perioada postului mare ați ascultat și am auzit cu toții la Sfânta Liturghie a Sfântului Grigorie Dialogul, citindu-se din Vechiul Testament, pare mici pilde, și am ascultat și Evangheliile Sfinților Matei, Marcu, Luca, dar începând cu învierea Domnului nostru Iisus Hristos, am trecut de la etapa aceea de curățire, de luptă cu păcatul și de dobândirea virtuților, am trecut la luminare. Și în noaptea învierii, când se strigă cu glas tare, veniți de primiți lumină, se începe Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Apostolul Iubirii. Și spune clar, într-un început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și toate prin cuvânt s-a făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Dar cuvântul era Dumnezeu, iubiți credincioși. Dar cuvântul era și lumina cea adevărată. Și dacă cuvântul s-a făcut trup, iată că lumina, iubiți credincioși, s-a numenit. De aceea, astăzi auzim acest cuvânt care spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul Său Fiu ca să mântuiască lumea, l-a dat ca să se înomenească, să crească, să ne mântuiască. L-a dat pe unicul Său Fiu în lume, ca lumea să primească lumina cea adevărată. Dar, iubiți credincioși, lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Au zăcut și au stătut în latura și în umbra morții și a întunericului și n-au primit lumina. Dar care lumină, iubiți credincioși? Oare nu era soarele pe pământ? Era lumina. Era lumina creată. Era lumina fizică. Era lumina percepută cu ochii fizici. Dar nu aceea era lumina cea adevărată. Dar dacă nu era lumina percepută cu ochii fizici, poate era lumina rațiunii. Dar nici aceea nu era lumina cea adevărată. Pentru că rațiunea, dacă nu este luminată de Duh, este întunecată. Și atunci, înainte de Hristos, oare n-au fost filozofii? Oare n-au fost oameni de cultură, de știință, de artă? Oare n-a fost lumina rațiunii? Dar rațiunea aceea, iubiți credincioși, nu era logosul întrupat. Și acea lumina rațiunii nu era lumină. Era o pregătire sau chiar un întuneric. Și soarele luat în el însuși este întuneric, iubiți credincioși. Și soarele pe muntele Tabor nu era lumina cea adevărată. Pentru că atunci când a ieșit din Hristos lumina, soarele nu s-a mai văzut ziua în amiaza mare. Deci lumina a venit în lume.
și nu lumina fizică, nu lumina rațională, nu lumina unor emoții bune, iubiți credincioși. Pentru că și în emoții este o mare lumină. Oamenii cunoșteau ce? Cunoșteau pofta și mânia duse la maxim, adunate în întuneric, într-un întuneric emoțional. Atât de mult au dus mânia la extrem încât se vărsa sânge cu miile și miile. Și pofta și desfrânarea și mâncarea și băutura și toate celelalte. Acelea erau lumina oamenilor, dar erau în natura și umbra morții, cum am spus. Deci toate luminile erau lumini false, fără de lumina cea adevărată. Și cea fizică, și cea emoțională, și cea rațională, cultural, științifică, filozofică, toate erau lumini false, pentru că Domnul spune clar, fără de mine nu puteți face nimic și toți cei dinainte de mine sunt furi și tâlhari, dacă s-au propovăduit pe ei și nu lumina cea adevărată. Și Ioan Botezătorul a spus, nu eu sunt Mesia, nu eu sunt Hristosul, nu eu sunt lumina, eu sunt doar luceafărul de dimineață, dar după mine vine soarele dreptății, lumina cea adevărată. Și atunci, iubiți credincioși, nu spunem noi la nașterea Domnului, nașterea ta Hristoase Dumnezeu nostru, răsărit al lumii, lumina cunoștinței. Care lumina cunoștinței? Care cunoaștere? Cunoașterea cea adevărată, nu cunoștința care îngânfă prin știință lumească trecătoare. Cunoașterea cea adevărată revelată, aceasta este lumina. Și lumina, iubiți credincioși, s-a coborât printre noi și s-a făcut om ca noi. Și atunci, lumina cea adevărată este o lumină personală. Este Dumnezeu personal, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Asta ce înseamnă? Că eu sunt adevăr personal, persoană. Eu sunt cale, persoană. Eu sunt iubire, persoană. Eu sunt lumină, persoană. Eu sunt cel ce sunt, persoană, a doua persoană a Sfântei Treimi. Și cine l-are pe Fiul ca persoană, l-are și pe Tatăl și pe Duhul, toată Sfânta Treime, adunată în unime, în inima omului care se închină adevărat lui Dumnezeu. Pentru că cel care crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. Iar cel care nu crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și lumina cea adevărată, deja s-a și osândit, iubiți credincioși, spune Sfânta Scriptură, pentru că el nu crede. Dar vedeți că lumina atrage. Dacă aprinzi un bec, dacă aprinzi o lumânare, o să vedeți că începe să se adună, iubiți credincioși, musculițe, se adună tot soiul de bondari, gângăni și așa mai departe. Se adună la lumină, pentru că sunt atase de lumină. Dar cele care sunt animale de pradă, prădătorii fug de lumină, prădătorii care ucid, se ascund, ei acționează noaptea, sunt oculți, prădătorii nu suportă adevărul și lumina și transparența. Ei se duc în văgăunile lor, se duc în pădure, se duc în peșteri, se duc și se ascund. Iar la lumină vin cei care de cele mai multe ori sunt nevinovați și sunt vânați. Dar Domnul spune clar, ca niște miei vă duc în mijlocul lucrurilor. Dar de ce am spus, iubiți credincioși, că la lumină sunt atrase ființele? Pentru că firescul lucrurilor este că lumina se atragă, nu se alunge. Dar Adam ce-a făcut, iubiți credincioși? După ce s-a lepădat de Dumnezeu și a ascultat de șoapta întunecatului diavol, a acționat nefiresc. Întunecat fiind, a fugit de lumină. O să zică, Doamne, am greșit, iartă-mă. El a fugit, s-a temut, s-a ascuns după copac și s-a împlinit cu el cuvântul. V-ați temut și a fost cuprinși de frică acolo unde nu era frică. Te-ai temut de lumină și ai fugit, Adame, pentru că faptele tale erau rele și toate faptele urmașilor tăi care n-au crezut în Dumnezeu au fost rele. Și s-a repetat istoria, iubiți credincioși, cu fiecare generație și omul vare. Dar cine lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate că faptele lui sunt săvârșite în Dumnezeu, în Duhul Sfânt, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, în numele Sfintei Treimi. Pentru că lucrează adevărul.
Și atunci, iubiți credincioși, nu Domnul spune cine lucrează adevărul, vine, vedeți? Vine. Veniți la mine, toți cerstiri și împovărați. Veniți, deprimiți lumină. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moștiți împărăția. Asta se spune pentru omul care este liber, care este stăpân pe sine, care poate să gestioneze libertatea. Dar, iubiți credincioși, există un cuvânt adresat copiilor care spune așa: lăsați voi copiii să vină la mine, ca unora ca acestora este împărăția cerului. Celor adulți, maturi, îi se spune veniți, dar pe copii spune să-i lăsați. Iar voi adulți, voi care nici voi nu veniți, nici pe copiii voștri nu-i lăsați să vină la lumină. În schimb, îi împingeți către lumini care, de fapt, sunt întuneric. Și ce faceți, iubiți credincioși? Nu-i lăsați să iasă pe copiii la lumină, să se miște în soare, în natură, în planul fizic. Îi stau săraci închiși în întuneric, într-o cameră, în fața unui computer, de dimineața și până seara, în casă, în bancă, la pregătiri, peste pregătiri, iarăși în casă și mai prinde și el la sfârșit de săptămână un pic de lumina soarelui. Lăsați copiii să vină la lumină. Ca unora ca acestea este împărăția cerurilor. Nu mai țineți în planul fizic și trupesc închiși în întuneric. Amintiți-vă că și voi ieșeați la lumină și erați lăsați liberi și n-ați murit. Dar nu numai în planul fizic, și în planul rațional. Lăsați copiii să vină la lumină. Adică îndemnați-i, conștientizați-i. Dacă poate copilul să stea atâtea ore în bancă, să învețe fizică, matematică, chimie și toate celelalte, istorie, geografie. Dacă poate să stea atâtea ore în bancă, de ce nu poate să stea 5 minute să-i citești tu de mic un capitol din Evanghelie, să vină la lumina cea adevărată în Hristos și apoi la lumina științei? Pentru că în tine, adultule, nu este lumina, pentru că tu nu citești un capitol din Scriptură, pentru că tu nu vii la lumină și fugi de lumină ca dracul de tămâie și ca întunericul de lumânare. Pentru că nu suporți. Că în tine este Duhul Lumii. Le faci pe toate. Dar nu citești un capitol din Evanghelie pe zi. Adultule, lasă copilul să vină la lumină și citește-i tu dacă nu știe să citească. Iar dacă știe el, investește și cumpără-i o scriptură și pune-i semn de carte și învață-l și obișnuiește-l să citească un verset, un psalm, un capitol din Noul Testament, să vină la lumina rațiunii. Și dacă ai să vezi că el iese în natură la lumina fizică, este alt om, este sănătos, nu mai este palid și galben la față și plin de boli, bani pe care cheltuiești tu prin spital pentru el. Și apoi, vrei să scoți tu din el ce? Un savant. Lasă-l să vină la lumina duhovnicească, să citească din Sfânta Scriptură ca să înțeleagă că el nu-i pentru lumea aceasta, decât pentru o perioadă, ci să iasă la lumină și să spargă coaja de ou în care îl închideți toți în fel și chip pe copilul acela și să vadă că el este ființă pentru veșnicie, creat de Dumnezeu și ți-l-a dat ție în pântece și ți-l-a dat în familie să-l crești. Scoate-l la lumina aceea duhovnicească de mic și din pântece scoate-l la lumină ca să-i citești tu din Scriptură, ca să te împărtășești tu înainte de naștere, femeie și mamă. Pentru că înaintea naștere încetează toate canoanele și să intre în tine lumina și prin tine să se ducă în el și botează-l, adun la lumină și miruiește-l și împărtășește-l 7 ani de acasă, adun la lumină. Pentru că lumina a venit în lume, dar voi ați iubit întunericul mai mult decât lumina. În plan fizic, în plan rațional și în plan emoțional. Ei trăiesc în balamucul unei societăți care îi strivește cu toate stările nebune în care ne aflăm noi întunecate. Trăiesc în familie unde este vrajbă, frică, tensiune, nesiguranță ca efect a societății și a necredinței lor în relația lor cu Dumnezeu. Lăsați copiii să aibă colțul lor de lumină, de liniște și de pace. Nu mai jucați voi jocurile voastre de părinți care în continuu jucați toțoroi pe lor. Măcar ceți-vă și degajați-vă
deșeurile emoționale și raționale undeva deoparte și lăsați lor coltul lor de lumină emoțională, că el trăiește firesc, în locul lui, trăiește în lumină firesc. Nu-l mai duceți în nefiresc, lăsați-l în firesc, că atunci când Domnul convertește, îl duce în duhovnicesc. Și atunci, iubiți credincioși, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, că în planul fizic nu sunt lăsați să vină la lumina firească. În plan emoțional, săracii copii abia trăiesc și abia respiră pe lângă toate întunecatele stări emoționale emise de adulți. În plan rațional, dacă nimerește unul vreun cuvânt frumos, vreun cuvânt luminos și ajunge în inima lui și devine sensibil la ce este bun, frumos și luminos, poate aceea este o sămânță și o scânteie care va rodi. Dar dacă nu, ia uitați-vă viața voastră de zi cu zi. În ce lumina rațiunii trăiesc copiii voștri? Lăsați copiii să vină la mine, spune Domnul. Lăsați-i voi, adulților, și fiți responsabili. Și trecem mai departe, la preoți și la arhierei. Lăsați copiii să vină la lumină. Nu-i mai alungați de la potir. Nu-i mai alungați de la Sfânta Împărtășanie. Nu-i mai alungați de la Sfânta Euharistie. Că oricâte canoane ar face un cleric, nu e mai curat ca un suflet de copil. Oricât asceză ar face un monah, n-ajunge la nevinovăția unui copil. Și atunci dacă voi monahii sunteți închistați și rigizi și într-o monastire de călugări și de maici nu vreți să vă împărtășiți, voi transferați închistarea și frustrarea voastră în copiii pe care îi alungați de la Sfânta Împărtășanie. Că dacă un copil vrea să vină de la apus la răsărit, de la întuneric la lumină și să pășească sugar fiind către Sfântul Potir, țâșnesc din ambele strâni maici sau călugări și spune, nu-i voie. Asup cumva copilul, nu are voie să se împărtășească, nebuni și orice sunteți voi. Că nici în lume n-ați trăit, nici în mănăstire nu v-ați sfințit. Și apoi veniți cu exagerările voastre și le transferați. De crede lumea că monastirile sunt niște locuri de teroare, nu locuri de eliberare, de luminare și de sfințire, de îndumnezeire. Și preoții și toți ceilalți. De ce nu lăsați copiii, măcar ai voștri din familie? Ia uitați-vă voi și închideți ochii, preoți, slujitori. Duminica, când mergeți voi la liturghie, ia închideți ochii și gândiți-vă într-un an de zile de câte ori v-ați împărtășit copiii voștri. De câte ori ați chemat la lumina Hristos, de câte ori ați dezlegat și ați binecuvântat, de câte ori ați fost voi mai curați la suflet decât copiii pe care i-ați alungat. Copiii voștri, nu mai zic de copiii din parohie. Și atunci o să vedeți că veți fi judecați cumplit toți de Dumnezeu. Lăsați copiii să vină la mine. Voi puteți să alegeți să veniți sau să nu veniți. Să credeți, să vă mântuiți sau să vă osândiți. Dacă pe copii lăsați-i, nu-i mai opriți, că ei vor veni în mod firesc către lumină. Vor veni în mod firesc către bunătate. Vor auzi un cuvânt din Evanghelie și se vor deschide. Va fi Emausul lor și va fi drumul lor către Damasc, cum a fost pentru Pavel, și se vor converti. Lăsați copiii să vină la mine, să vină duminică de duminică. Și atunci, iubiți credincioși, de ce vă mai plângeți voi de toate problemele din societate? De faptul că copiii voștri sunt în fel și chip agresați, ori în societate, ori la școală, ori în sistem. De ce vă mai plângeți voi? Pentru că au putere cei întunecați, că voi la Hristos nu-i lăsați. Voi îi opriți pe copiii de la lumină. De ce? Pentru că n-aveți în voi lumina cea adevărată. Pentru că și voi stați în casele voastre și nu vă mișcați să intrați în biserică unde este lumina, ci stați la lumina unui ecran de televizor duminica la amiază mare și duminica dimineață. Nu vă mai săturați de știri. Nu vă mai săturați de lumini mincinoase. Pentru că v-ați obișnuit, ca niște droguri. Nu veniți la liturghie și când veniți, nu aduceți și copiii. Cumva să nu greșească copilul că vine prea des la biserică. Nu cumva să se obosească, dar îl bași la pregătiri și la școală câte 10 ore pe zi, dar 2 ore pe săptămână, o oră. Vină mai târziu și lasă să se împărtășească. Nu-l lași la liturghie, că ești nebun. Ești nebun și ești orb și te-o spun pe față.
Pentru că nu înțelegi că și tu, și el, și strămoșii tăi au ajuns într-un coșciug la final și s-a pus întrebarea, câtă lumină ai tu în tine ca să intri în împărăția luminii? I s-a spus Mariei Magdalena, nu pune mâna în coasta mea, tu nu mă atinge. De ce? Pentru că încă n-ai lumină în tine și te arzi. Așa o să zică. Nu pune mâna în mine, în coasta mea, nu intrați în împărăție, că o să vă pârliți, că n-aveți în voi lumina cea adevărată. O să pățiți precum o muscă care se apropie de lumânare și arde. Pentru că n-are nea lumină. Dar, iubiți credincioși, musca se arde într-o lumină creată. Dar creștinul nu se arde în foc necreat, în foc dumnezeiesc. Pentru că are în el lumina botezului, lumina mirungerii, are în el lumina credinței, are în el lumina împărtășanii, din lumină în lumină, din putere în putere. Și atunci revenim la copii, iubiți credincioși. Lăsați copiii să vină la mine, zice Domnul. Nu-i mai opriți, nu-i mai blocați. Pentru că din gura pruncilor și a celor ce sub mi-am săvârșit laudă și pruncii au venit la lumină și au cântat Osana, Osana la intrarea mea în Ierusalim. Și din gura pruncilor mi-am săvârșit laudă, pentru că dacă voi veți tăcea, pruncii vor vorbi și vor cânta. Lăsați copiii să vină la mine. Vă luptați pentru drepturile lor. Vă luptați ca nu cumva să fie luați, preluați sau sequestrați într-o lume și într-o globalizare nebună și vă feriți de legile care le pun aceștia pe voi. Dar ce depinde de voi, de ce nu faceți? Adică voi vă temeți de cei care ucid trupul? Oare nu spune Domnul acolo, nu vă temeți de cei care ucid trupul vostru și a copiilor voștri? Nu vă temeți! Pentru că trupul este muritor, dar Duhul este ostărduitor și veșnic. Și trupul va fi și el veșnic. Și atunci, iubiți credincioși, tot vă pregătiți voi să-i băgați într-un sistem ca slugi perfecte, ca să fie și ei cineva într-o societate trecătoare. Dar nu-i pregătiți să ajungă sfinți într-o împărăție adevărată societate a sfinților. Nu-i pregătiți. Pentru că sunteți întunecați. Pentru că voi fugiți de lumină, că faptele voastre sunt rele și sunteți egoiști, mândri și plini de snobism și de prostie. Voi puneți pe tronul cel mai înalt orice școală un pic mai șlefuită. Dar uitați de învățătorul, învățătorul, de doctorul, doctorilor, de domnul, domnul și de școala școlilor, de Biserica lui Hristos. Unde se ocupă de trup și de suflet, totodată. Și de Duhul omului. Și voi nu-i aduceți la școala lui Hristos. Nu-i aduceți la școala vieții. Nu-i aduceți să învețe credința, morala, ascetica, mistica. Și apoi vă plângeți de ei. Pentru că Duhul din ei este Duhul Lumii, Duhul Întunericului, care este mai mare decât Duhul Luminii. Că nu l-ați spus? Pentru că cei 7 ani de casă sunt 7 ani de lumină. În care copilul primește împărtășirea continuă, fără de post și fără de alte canoane. Copilul primește pe Hristos Euharistic și Duhul lui Dumnezeu este în el mai mare decât Duhul Lumii. Și Hristos este în el mai puternic decât Prințul Întunericul acestei lumi. Cum vreți voi să reușiți? Vreți să salvați trupurile lor? De ce nu-i aduceți duminica la împărtășit mii și mii și milioane de copii? Și apoi nu o să mai aveți voi treabă cu cei din Parlament sau de peste hotare care vor să vă nenorocească copiii. Și nu intrăm în capcanele lor, care sunt doar niște ținte false aruncate pentru alte și alte interese ascunse ale lor. Dar vă spunem așa, puterea lor stă în lașitatea noastră. Puterea lor stă în neștiința noastră. Puterea Întunericului stă în lipsa luminii din voi. Și atunci, în săptămâna luminată, și în Duminica Tomii, și în Duminica Mironosiților, vedeți că urmează Duminica mamelor creștine, a mironosițelor. Dacă ești mamă și l-ai născut un pește, nu-l omorâi, duhovnicește, prin faptul că tu ești snoabă. Tu ești snoabă și nu înțelegi. Că copilul tău trebuie să fie mai bun decât altul în clasa lui. Copilul tău trebuie să fie mai frumos decât altul de lângă el. Copilul tău trebuie să fie curat, frumos, smerit în fața lui Dumnezeu pentru veșnicie. Nu fii snoabă, nu-l chinui. Nu transforma întunericul tău ca o altă proiecție în sufletul copilului tău, ci vino și te smerește, că ești de păcate tineriților și ale neștiinței tale. Vino în biserică și te luminează și du lumina peste copilul tău. Și în Duminica Mironosiților și a Mamei Creștine, nu în 8 martie,
în postul Paștilor. Dacă ești mamă cu adevărat, vină cu copilul să fie deslegat, să fie binecuvântat, să fie împărtășit și mamă și copil ar trebui să fie în Duminica Mironosiților ca să fie lumina în voi. De aceea, dacă nu veți veni, să nu vă plângeți. Dacă vedeți că alții au drept asupra copiilor voștri, să nu vă plângeți. Să nu vă bociți. Pentru că și părinți, și bunici, și autorități, nu înțelegeți pentru că nu aveți pe Hristos în inima voastră. Și atunci, lasă Domnul să cădeți în robii. În robia Egiptului, a Babilonului, în robia lui Moloch, în robia lui Noroc, Moroc sau Noroc, tot una. Pentru că era un drac, un idol, unde se aduceau și se jertfeau copiii ca să aibă noroc în viață. Nebuni și orbi și păgâni care își ucideau copiii. Dar unii ucideau fizic. Alții ucid acum moral, alții îi ucid emoțional, alții îi ucid duhovnicește, dar tot un noroc îi jertfesc, iubiți credincioși. De aceea, creștinule, trezește-te. Mii și mii de oameni și de copii ar trebui să fie măcar în Duminica Mironosiților să se împărtășească și să vină la lumina cea adevărată, să se împărtășească și să vină, iubiți credincioși, la Împărăția Cerurilor. Amin.